În această săptămână la Repo vorbim despre primul turneu oficial de streetball desfășurat în Suceava. Centrul municipiului Suceava a devenit sâmbătă, 13 iunie, cel mai mare teren de basket din oraș. Sute de copii, tineri sau persoane care se bucură de a doua tinerețe au trăit bucuria de a marca un coș, de a juca un meci plin de adrenalină, de a lega noi prietenii și a-și face o mulțime de cunoștințe în cadrul primului turneu oficial de streetball. Streetballul este un sport modern, varianta de stradă a basketului. Regulile sunt la fel ca cele ale basketului, însă nu neapărat obligatorii. Cei care joacă decid dinainte de începerea jocului regulile și miza. Mișcările din streetball sunt cunoscute ca freestyle. Competiția de sâmbătă a fost una de 3-3. Evenimentul, intitulat Suceava Streetball Summer Edition, a fost organizat sub egida Federației Internaționale de Basket, cu sprijinul Federației Române de Basket, cea mai mare parte din finanțare fiind asigurată de Primăria Suceava și Consiliul Local. Inițiatorii acestui eveniment, în care toată lumea, de la copii de grădiniță la persoane de vârsta a treia, au putut să bată mingea și să arunce la coș pe splanada modernizată din centrul orașului, au fost Castorii Suceava, club de basket privat care își desfășoară activitatea în cadrul școlilor gimnaziale numărul 3 Ion Creangă și Miron Costin. Ne dorim ca toți copiii, dar și oameni de toate vârstele să facă sport, iar basketul este pentru toată lumea, indiferent de vârstă, un mod minunat de a petrece timpul liber făcând sport, a declarat Vasile Gâlcă, cofondator la Castorii Suceava. Așadar, până data viitoare, faceți sport măcar 30 de minute în fiecare zi.